Proiectul prevede modernizarea a peste 30 de kilometri de drum din municipiul Târgu Jiu. Suma alocată investițiilor se ridică la peste 768 de miliarde de lei vechi. Această lucrare este destul de costisitoare, este susținută financiar cu bani de la Guvernul României, cât și cu bani de la bugetul local. Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, este de aproximativ 768 de miliarde bani lei. SC Euroconstruct SRL este firma care se va ocupa de execuția lucrărilor cu 80 de angajați care vin din șomaj. Am reușit să ne mobilizăm și sperăm ca, în funcție de graficul stabilit cu beneficiarul, în speță primăria Târgu Jiu, să terminăm, nu în 24 de luni, cum este prevăzut în contract, undeva prin iunie-iulie anul viitor. Am angajat personal din zonă și vom încerca să mobilizăm toate resursele pentru a executa o lucrare de calitate. Teoretic, aceste lucrări vor scădea aglomerația din oraș produsă de mașinile ce tranzitează municipiul Târgu Jiu.